Profesorii de limba română și elevii talentați sunt invitați să participe la un concurs internațional de poezie intitulat Centro Giovanni e Poesia Triungio, din Italia, aflat anul acesta la 26-a ediție. Acesta este sprijinit de mare parte din românii aflați la muncă în străinătate, implicați în activitatea culturală pe care o desfășoară în diaspora. Romașcana Florentina Niță, autoare a 4 volume de poezie lansate în țară, dar și în străinătate, este una dintre româncele implicate activ în promovarea unor asemenea evenimente culturale menite să promoveze tineri români valoroși care se pot afirma în concursuri internaționale. Vroiam să fac public participarea la acest concurs internațional de poezie organizat în Triugio, undeva în nordul Italiei. Ajuns la cea de 26-a ediție anul acesta și la care din România au participat în ultimele ediții copii talentați la literatură din diverse județe ale țării. Mai puțin din Moldova, este numai o clasă de la Suceava care a obținut un premiu acum 2 ani. Vreau foarte mult să extind asupra Moldovei informația privind acest concurs la care pot participa copii de diverse vârste, sunt mai multe secții organizate. Concursul de poezie are 7 secțiuni. Conform regulamentului de desfășurare, la acesta se pot înscrie de la copii până la 12 ani împliniți și până la tineri peste 18 ani, precum și colective de elevi care pot participa și la mai multe secțiuni, dacă întrunesc cerințele cerute de organizatori. Copii de școală generală, copii de liceu și chiar tineri peste 20 de ani pot participa de asemenea clase întregi sau cercuri literare, cătuind o compoziție comună și să o scrie la concurs. Inițiatorul concursului internațional de poezie, un profesor și poet din Triungio, localitate din nordul Italiei, a constatat că odată cu promovarea pe mai multe canale a concursului, numărul și calitatea participanților a crescut. În ultimii ani s-a văzut că acolo unde informația a ajuns și participarea a fost pe măsură. De 2 ani, Bulgaria, copiii din Bulgaria am trecut delegațiile românești și ca număr și ca premii obținute. Și este un păcat pentru că chiar profesorul Vila a spus că în România de câte ori participă tinerii, se vede că sunt talentați, că știu să mânuiască bine formele literare, metafora, care lipsește atât de mult în poezia modernă. Eu am transmis deja regulamentul concursului tradus în limba română și aș dori să fiu contactată de cei interesați, pentru că există o modalitate de participare, un regulament, un formular de completat și de asemenea e necesar ca poeziile să fie traduse în limba italiană. Una din cerințele regulamentului de desfășurare este aceea ca poeziile trimise să fie traduse în limba italiană, condiții în care Florentina Niță promite un sprijin substanțial în selectarea și traducerea în italiană a poeziilor trimise din România. Voi încerca să ajut pe cât posibil sau să apelez la cunoștințele mele din Italia pentru a sprijini această activitate de traducere și de asemenea să dau toate informațiile necesare la cineva organizat. Cei care doresc să se înscrie la concurs vor trebui să trimită creațiile propuse în mai multe copii, numărul acestora fiind determinat de secțiunea la care concurează. Textele vor fi trimise în limba de origine a poetului, trebuind a fi traduse și în limba italiană. Termenul limită de trimitere a creațiilor este data de 31 ianuarie 2017. Premierea va avea loc pe 4 iunie 2017 la Triungio, în Italia. Informații suplimentare pot fi obținute de la Secretariatul Centrului Giovanni e Poesia din Triungio și de la Florentina Niță la adresa de e-mail f2.niță@gmail.com, dar și la numărul de telefon și fax 390-362-970-302.